de frumoasă aici și ne șterge toate momentele neplăcute. Așa ceva e greu de înțeles. Hello! Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Așa de dimineață, îmi bate soarele spre noi și facem planuri pentru o nouă zi. Ne-am trezit iarăși destul de târziu pentru că ne-am culcat destul de târziu și prindem masa spre final cu soarele deasupra capului. Dar noi vedem o zi bună astăzi. Hai să vedem ce delicatese ne-au mai pregătit cei de la bucătărie. Acum căutăm o masă. Ce fac copilașii? Duceți-vă și vă alegeți mâncare. Hai, fugiți. Poftim, Briana. Asta este micul tău dejun. Poftă mare. Cafea. Și sucuri. Am stat la masă și la masă Melissa a descoperit că Mara mai are un cercel de aur. Și pentru că noi filmăm și ne filmăm viața, am descoperit și timpul în care l-a pierdut și posibil locul. La tobogane le aveam, la tobogane le cost, dar în parc nu mai aveam. Aseară. La cina stil italian era, înainte să se dea la trambulină, deci clar nu l-a pierdut în trambulină, nu mai era. L-a pierdut undeva între cină și parc. Da, cred că l-a pierdut în mașină la Melissa. Ar fi perfect să fie în mașină, că am avea șanse să-l găsim. Ia, hai să mergem să căutăm. Sau în geacă, pentru că ea are paiete și se agață totul de ea. Nu, hai să-ți explic. Erai cu geaca pe tine și nu l-aveai. Am crezut că l-ai în geacă, înainte să descoper că la trambulină, de fapt, nu l-aveai. Eu la trambulină ți-am dat geaca jos, până atunci am fost pe tine. Hai să mergem. Hai, Briana, hai să mergem, hai! Cum te-a Briana? Briana, dansatoare-o! Hai, vino! Vino acum, fetele, hai! Mama, apa de mare e foarte caldă! Ați fost voi? Da! Bravo! Pune mâna! Ești udă? Da! Și tu ești udă? E altceva, după sunt valuri mari, ca și ieri. Păi oricum sunt valuri. Înseamnă că vă vezi cu barca, nu? Da! Ce zici? Brațe! Hai că mai devreme ai făcut. Gimnastica de dimineață. Bravo, fetelor. Hei, fetele se antrenează de dimineață să nu cumva să piardă forma fizică. Eu vreau asta. Ne pomagă. Gata, stop. Ia uitați cine mai încearcă aici. E super. Bravo, Bri! Bri, crede că i-a făcut deja toate schemele. Normal! Ha, am mers pentru că am zis să vedem cel mai frumos peisaj de aici, de la malul Mării Bulgărești, care se vede de pe acel pod. Și ghiciți ce? Este închis! Podul este închis. Are o plasă de protecție. Am putea frauda, ce zici? Să încercăm? Încercăm! Hotelurile sunt goale din cauza pandemiei și cu toate astea, ei nu se poartă mai frumos cu clienții care vin. Ar trebui, după părerea mea, ținând cont că și așa sunt puțini turiști, să fie tratați ca pe roze, cum s-ar zice. Și nu e așa, parcă din contră. Coborâm pe plajă! Noroc că e mare asta, atât de frumoasă aici și ne șterge toate momentele neplăcute. Ia priviți cum vom urca noi pe scări. Care nu sunt. Este lipsă. Gardul e desfăcut. Deci avem voie desfăcut, da? Nu l-am desfăcut noi. Gata. Ai reușit? Reușit. Am reușit să ajungem. E destul de periculos. Vă opriți, nu vă mai mișcați. Sunt limitele. Aici facem repede pozele și fugim înapoi. Doar acum avem nevoie de soare. Exact, ia uite.
așteptăm. Și am terminat ședința foto. Iar cel mai super fotomodel a fost, știți cine? Salutare! Și cum vă spuneam, din cauza pandemiei sunt modificări negative. Priviți magazine închise, dar nimic, uite. Aici trebuia să fie plin, să fie viață. Farmacia închisă. Era. Ele au fost. Avem super multe bruieni. Dar ia uite pe ce scări trebuie să urcăm să ajungem la vilă. Ia uite cum e aici, deci nemăturat, ne-a făcut curat. Dar priviți boschiți ăștia. Așa ceva e greu de înțeles. Să mergem prin sufișuri. Priviți ce este aici. Cum au crescut bruienile astea. Și păianjeni, insecte de tot felul. Am pierdut echilibru. Noi acum mergem la masă, iar la masă. Să vă zic, mergem până în cameră, apoi trebuie să coborăm iar, iar e timpul de masă. Așa e distanța. Mara, ești roșie ca focul. S-a un pic. Da. Da, am uitat să dăm cremă de protecție pe față și pe mami la fel. Eu azi m-am dat. Astăzi. După plajă. Da. Exact. Sunt terifiată de faptul că aceasta este distanțarea socială care mi se cere. Ia priviți, ne-am grămădit pe toți într-o singură oră la masa de prânz, care este cea mai importantă masa zilei. Suntem a patra zi aici și n-a venit niciodată la prânz, tocmai din motivul ăsta. E prima dată când venim. Ia uitați-vă cum se stă la prânz. Și asta suntem acum așa, între 6 bucuri și alții au o oră diferită. Dar nu se respectă orele și de-aia se produce... Am mai aflat ceva, dar oricum, noi n-am venit niciodată la masă, că am zis că n-avem cum să ne înghesuim într-o oră. Am văzut aici. La 6, la 7, jumătate, la 7, jumătate, la 9. Să ne calmăm și să revenim la lucruri mai plăcute. Adică să stăm la masă în sfârșit. Poftă bună! Poftă bună! Punem pălărie. Nu e ora indicată de mers la plajă, dar nu avem altă dată când. Ne omoară cu mesele. Oricum stăm la umbră, dar și în apă. Așa că trebuie să ne dăm cu cremă de protecție. A dormit bebe, vezi că i-a căzut pălăria.